Geneza 5, versetul 18. La vârsta de 162 de ani, Iared a născut pe Enoch. După nașterea lui Enoch, Iared a mai trăit 800 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Iared au fost de 962 de ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Și pentru a doua oară, zice textul biblic, Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Am citit din prima genealogie din Biblie, mai exact genealogia lui Adam, foarte probabil transmisă mai departe de Adam însuși. Acum, nu știu dacă ați citit-o, genealogia asta, în citirea zilnică a Bibliei sau ați sărit peste ea. Să văd așa pe fețele voastre dacă a sărit peste ea. Unii a sărit peste ea. Dar vedeți dumneavoastră, când o citim, ne dăm seama de două lucruri despre viața de dinainte de potop. Și anume, că oamenii care trăiau înainte de potop au trăit o viață lungă. Și dacă v-ați citi acum tot Geneza capitolul 5 aici, cu genealogia asta, o să vedeți niște vârste impresionante aici. Haideți să le spunem. Adam, 930 de ani. Set, 912. Enos, 905. Cainan, 910. Mahaleel, 895. Iared, 962. Și tot așa am putea continua. Oamenii aceștia au trăit aproape 1000 de ani. Cel mai longeviv dintre ei a fost Metusala, care a trăit, Biblia zice, 969 de ani. Încă 31 de ani și-ar fi trăit 1000 de ani. Și ne întrebăm astăzi, cum e posibil ca oamenii aceștia să fi trăit așa de mult? Și răspunsul este evident, gena umană nu era așa de deteriorată și doi, mediul înconjurător nu era așa de poluat. Totul era bio, totul era eco, totul era ideal. După potop, veți observa că deja vârsta omului scade la 120 de ani și apoi foarte repede scade la 80 de ani, 90 de ani, 70 de ani. Cam aici suntem noi astăzi, 70-80 de ani. Dar oamenii aceștia au trăit fantastic de mult. Dar în același timp putem observa și că, deși trăiau mult, sigur la final mureau. Oricât de lungă a fost viața lor, oamenii aceștia mureau. De 8 ori apare expresia și a murit. Și după 900 și ceva de ani au murit, și după 969 de ani au murit, și după 902 ani au murit. În cele din urmă, deși aproape au trăit 1000 de ani, fiecare dintre ei au murit. De ce au murit? Pentru că Biblia zice, și noi am văzut lucrul ăsta, că prin păcatul lui Adam, moartea a intrat în lume și a stăpânit peste întreaga creație. Moartea era ceva sigur și moartea este ceva sigur și astăzi. Și astăzi oamenii mor și astăzi moartea ne sperie. Mă amintesc că în urmă cu ceva timp eram într-un cimitir la o slujbă de mormântare și se vedea că se ridicau zidurile cimitirului. Ziduri din astea românești, beton, cărămidă, ziduri solide. Și un domn care era pe acolo prin zonă s-a apropiat de mine și mi-a spus, domnul pastor, zice, zidurile astea sunt cea mai proastă investiție. Și zic eu, dar de ce? Păi zice, cei dinăuntru nu pot ieși afară și cei de afară nu vor să ajungă aici înăuntru. Așa-i părerea omului de rând despre moarte. Măi, moarte e ceva ce ne sperie. Moartea, Biblia zice, de la început și încă și astăzi, e ceva sigur. Oamenii aceștia, după 900 și ceva de ani, Biblia zice, fiecare dintre ei pe rând au murit. Am citit despre cineva care s-a pocăit citind această genealogie a lui Adam. Și de ce s-a pocăit?
Omul ăsta nepăsător. Tocmai ce ne plictisește pe noi. Această expresie repetitivă. Și a murit. Și citindu-o asta, omul acesta parcă a fost scos din nepăsarea lui și expresia asta și a murit l-a pus pe gânduri. Știți ce s-a gândit? Oricât de mult aș trișa viața și dacă aș trăi 900 de ani, în cele din urmă va trebui să mor, nu pot scăpa de moarte, așa că dacă nu pot scăpa de moarte, cel mai înțelept ar fi să-mi rezolv problema sufletului meu. Și s-o pocăiți. Moartea era sigură, viața acestor oameni era lungă. Și totuși, în acest pasaj cu genealogia aceasta, găsim o excepție. Un om care nu a trăit așa de mult ca și ceilalți, dar și de murit n-a murit. Numele lui este Enoch. Omul acesta n-a trăit așa de mult ca și ceilalți. De fapt, a trăit o treime din vârsta celorlalți. A trăit doar 365 de ani. Sună ciudat asta când zic a trăit doar 365 de ani. Am putea spune că Enoch a fost tânăr. Și când a venit momentul în care să moară, Biblia zice că n-a murit. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a mutat din viața aceasta și n-a mai văzut moartea. Iată că e o excepție. N-a trăit așa de mult ca și ceilalți și când a venit vremea ca să moară, el n-a mai murit. De ce? De ce excepția asta? Cine e personajul ăsta? Și Biblia nu ne dă foarte multe detalii despre el, ci ne spune ceva foarte scurt, dar în același timp superb. Știi ce spune Biblia? Enoch a umblat cu Dumnezeu. Omul ăsta care n-a trăit așa de mult ca și ceilalți și când a venit momentul ca să moară, Dumnezeu l-a luat. Într-o propoziție, rezumatul vieții lui este acesta. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Nu ne dă foarte multe detalii despre el, nu ne spune că era bogat, că era sărac, dacă o fi făcut vreo școală în vremea aceea, ce meserie avea, doar atât zice. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Rezumatul vieții lui. O propoziție scurtă, o propoziție superbă, o propoziție care ar trebui să fie suficientă pentru noi. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Foarte des ajung la o mormântare și am știți, în câteva minute, în 10 minute înainte de a începe, stau de vorbă cu pastorul care poate e acolo din loc și le întreb: omule, spune-mi ceva despre bărbatul acesta, spune-mi ceva despre femeia aceasta, spune-mi într-o propoziție ce fel de bărbat, ce fel de femeie a fost. Și deseori se întâmplă că omul zice, omul acesta, bărbatul acesta a fost un om pocăit. Femeia aceasta a fost o femeie credincioasă. Tânărul ăsta a umblat cu Dumnezeu. Pentru mine e suficient. Restul-s detalii. Că-i bogat, că-i sărac, că a fost școlit, că a fost neșcolit, că nu știu cum. Restul sunt detalii. Asta zice Biblia despre Enoch. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Știți că mai există un alt Enoch în Biblie? Pot să vi-l spun care? Fiul lui Cain? Biblia spune că atunci când Cain s-a depărtat de fața lui Dumnezeu, a ajuns și a zidit o cetate și a avut un fiu și a pus numele Enoch și a pus cetății pe care a zidit-o numele fiului său, Enoch. Ei, de Enoch, fiul lui Cain, a rămas atât, un nume pe o piatră. Dar de Enoch celălalt, Biblia zice, a umblat cu Dumnezeu, cu Dumnezeul întregului univers, cu Dumnezeul întregii creații. Enoch a umblat cu Dumnezeu și când a venit vremea ca să fie luat la cer, Dumnezeu l-a luat. N-a trăit așa de mult ca și ceilalți, n-a murit ca și ceilalți, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Dacă în această seară să vă vorbesc despre umblarea cu Dumnezeu și să învățăm trei lucruri. Ce privește umblarea cu Dumnezeu? 1. Am vrea să dăm o definiție umblării cu Dumnezeu. Ce înseamnă umbla cu Dumnezeu? 2. Am vrea să vedem cum a început Enoch să umble cu Dumnezeu. Și apoi aș vrea să vedem finalul acestei umblări a lui Enoch cu Dumnezeu efectiv. Sau în mod specific finalul acestei umblări pe pământ. Ce înseamnă umbla cu Dumnezeu? Cum a început Enoch să umble cu Dumnezeu și ce s-a întâmplat la final, cu finalul ăsta neașteptat și special. În primul rând, deci, definiția umblării cu Dumnezeu. Ce înseamnă umbla cu Dumnezeu și cum a fost posibil ca omul acesta să umble cu Dumnezeu? Și spun asta pentru că, având în vedere Cartea Geneza, noi știm că păcatul lui Adam a dus între om și Dumnezeu separare. De asemenea, știm că păcatul lui Adam a dus omului o natură stricată.
Și iată că găsim în Geneza 5, foarte repede, despre un om care umbla cu Dumnezeu. Păi el n-a fost și el separat de Dumnezeu, n-a avut și el o natură stricată. Ba da, păi și atunci care-i secretul? Secretul aflăm, știți unde? În Noul Testament, când ne spune Evrei 11 cu 5, și asta e prima idee pe care aș vrea să o reținem aici la primul punct, primul subpunct, dacă vreți, că Enoch a ajuns plăcut lui Dumnezeu, știți cum? Prin credință. Și fiți atenți ce spune Biblia, prin credință. A fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și a doua oară menționează autorul: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să zic, zice el pentru a treia oară, trebuie ca să creadă că Dumnezeu este și că El răsplătește pe cei care îl caută. Care a fost secretul lui Enoch? Un dar al lui? Vreo realizare a lui specială? Nu! Enoch a avut credință. În urmă cu mii de ani de zile, înainte de Noul Testament, înainte de toate aceste lucruri pe care noi le vedem, Enoch a avut ce? A avut credință. Ce a crezut Enoch? Enoch a crezut că Dumnezeu există. Dar asta nu e suficient, pentru că Biblia zice că și demonii cred că Dumnezeu există. Dar Enoch a mai crezut ceva mai departe. A crezut că Dumnezeu este unicul Dumnezeu care există. El este singurul Dumnezeu care există. Ați observat că aici apare numele lui Dumnezeu. A crezut că Dumnezeu este. Cine este? El este cel care este. El există prin sine însuși. A crezut Enoch că Dumnezeu merită căutat. A crezut că Dumnezeu vede ce se întâmplă pe pământ. Și a crezut că într-o zi Dumnezeu va răsplăti. Enoch a avut credință. Și această credință l-a dus la o relație personală cu Dumnezeu. Și această credință, ca și în cazul lui Avram, i s-a socotit drept neprihănire. Cum a devenit Enoch plăcut lui Dumnezeu? Pentru că a avut credință. Prin credință a devenit plăcut lui Dumnezeu, prin credință a umblat cu Dumnezeu, prin credință s-a apropiat de Dumnezeu. Enoch a avut credință. Și știți ce m-am dat seama scriind mesajul acesta și studiind despre Enoch? Că din totdeauna Dumnezeu a fost interesat de un singur lucru, de credință. Tu ai credință? Știu că ai informații despre Dumnezeu, dar credință? Poate faci fapte bune, dar credință ai? Poate ai făcut o felul de ritualuri religioase și ceremonii religioase în biserică și nu e rău că le-ai făcut unele dintre ele, dar întrebarea este, credință ai? Pentru că Biblia zice, Enoch a ajuns plăcut lui Dumnezeu prin ce? Prin credință. Și credința e cea care deschide calea. Dumnezeu de la început a fost interesat de ce? De credință. Și fără credință este, zice aici autorul epistolei către evrei, este cu neputință. Deși am fapte bune, deși am informații despre Dumnezeu, deși am tot felul de ritualuri religioase, fără credință este cu neputință ca cineva să fie plăcut lui Dumnezeu. Și ce-i credința? Credința e acea convingere personală, profundă, lăuntrică din inima ta, în legătură cu lucrurile care nu se văd. Asta înseamnă a avea credință. Credința nu înseamnă un nume scris undeva într-un registru, credința nu înseamnă o mână ridicată, credința nu înseamnă niște bani dați la biserică, credința înseamnă în primul rând acea convingere profundă, lăuntrică, în legătură cu lucrurile care nu se văd. Ai credință? Știi ce mă gândeam citind despre Enoch? Enoch, fără revelația noastră, a avut credință. Fără Biblie a avut credință. Fără biserică a avut credință. Fără atâtea lucruri pe care le avem noi, a avut credință. Ei, noi ce scuză avem ca să nu avem credință? Dumnezeu chiar de la început a căutat să vadă dacă e vreunul care are credință. Prin credință a ajuns plăcut lui Dumnezeu. Dar de asemenea, Enoch nu doar că a ajuns plăcut lui Dumnezeu prin credință, Biblia zice că a umblat în prezența lui Dumnezeu în consecvență. Uite ce zice textul. Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. E mult? Foarte mult. Măi, câteodată 3 ore în biserică? Nu? Câteodată
să faci un lucru o jumătate de oră pare mult. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Depășește mintea omului modern. 300 de ani și a născut fii și fiice. Enoch nu doar că a ajuns plăcut lui Dumnezeu prin credință, a umblat în prezența lui Dumnezeu în consecvență. Vedeți această metaforă a umblării? Asta înseamnă continuitate. Enoch a fost un om care a avut continuitate în relația lui cu Dumnezeu. Enoch a fost consecvent, a avut nu doar credință, Enoch a fost credincios. Timp de 300 de ani a umblat în prezența lui Dumnezeu. Acum voi știți că omul nu-l poate vedea pe Dumnezeu fizic și să trăiască. Nu înseamnă că Enoch a umblat fizic cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Duh. Ce înseamnă? Înseamnă că a avut această conștientizare lăuntrică că întotdeauna Dumnezeu e acolo. Înseamnă că a avut această conștientizare spirituală că Dumnezeu întotdeauna îi acolo. Timp de 300 de ani Enoch a umblat cu Dumnezeu, a fost consecvent în umblarea lui cu Dumnezeu. Vedeți, asta înseamnă că el credea că Dumnezeu e mereu acolo, că orice faptă Dumnezeu o vede, orice gând Dumnezeu îl știe, orice motivație Dumnezeu o vede în inima omului și o știe, orice problemă pe care o are Dumnezeu se poate implica și îl poate ajuta. Când Biblia zice Enoch a umblat cu Dumnezeu, asta se referă. Era mereu conștient că Dumnezeu îi prezent, îi lângă el, Dumnezeu îl vede, Dumnezeu se implică, Dumnezeu îi acolo. Și asta s-a întâmplat timp de 300 de ani. Practic, Enoch a recuperat ce a pierdut Adam în grădină, cel puțin parțial, prezența lui Dumnezeu din grădina Eden. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Și aici e problema, dragi frați și surori și prieteni, că noi nu vrem să umblăm cu Dumnezeu. Știți ce vrem noi să facem? Vrem să sărim. Noi vrem așa să facem câteodată un sprint din asta, un salt. Întâlnesc foarte mulți oameni care îs gata să zică: Doamne, Tu ia-o înainte că Te ajung eu din urmă. Acum am ceva de rezolvat, dar Te ajung eu din urmă. Și ne vedem, Doamne, ne vedem la prima intersecție din viața mea. Când o să fiu în clasa 12-a, când termin facultatea, când trebuie să mă căsătoresc, că nu știu dacă ce să aleg și unde să fac. Doamne, acum nu mai pot umbla cu Tine, că am eu ceva de făcut, dar Doamne, Te ajung eu din urmă. Când din nou mă îmbolnăvesc, când din nou copilul meu se îmbolnăvește, când din nou trec iar prin greutăți, când din nou ajung la spital. Asta nu înseamnă a umbla cu Dumnezeu. A umbla cu Dumnezeu înseamnă a fi mereu conștient că Dumnezeu îi acolo. Îi lângă tine duminică, îi lângă tine luni, îi lângă tine marți, îi lângă tine seara, îi lângă tine dimineața, e lângă tine când ești singur, e lângă tine când ești cu prietenii tăi, e lângă tine când ai bani, când n-ai bani, e lângă tine când te vede cineva, când nu te vede cineva. Enoch a umblat cu Dumnezeu în prezența lui Dumnezeu timp de 300 de ani. Nu putem avea această filozofie: Doamne, ia-o înainte că ne vedem apoi pe parcurs. A umbla cu Dumnezeu înseamnă a fi consecvent, a umbla în fiecare perioadă, și în zilele bune, și în zilele grele, și în zilele ușoare, și în pandemie, și în război, și în timp de pace, și când e mai ușor, și când e mai greu, și când e mai dificil. Înseamnă a fi consecvent. Enoch a umblat cu Dumnezeu mereu și a umblat cu Dumnezeu mult timp. Cât timp? 300 de ani, zice Biblia. 300 de ani. Te dă pe spate parcă perioada asta de timp. 300 de ani. Știi ce mă gândeam? După 300 de ani de umblare cu Dumnezeu, cât înțelepciune a avut omul ăsta? După 300 de ani de umblare cu Dumnezeu, cât de matur să fi fost omul ăsta? După 300 de ani de a conștientiza prezența lui Dumnezeu, cât de bucuros să fi fost omul ăsta, că nu poți să stai în prezența lui Dumnezeu și mereu să fii acru. După 300 de ani de umblare cu Dumnezeu, cât de smerit o fi fost omul ăsta la finalul acestei perioade. Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani, dând dovadă de continuitate, de consecvență și de credincioșie. Deși Enoch avea, ca și noi, responsabilități. Nu ca să zicem noi: o, pastore, m-aș ruga mai mult, dar am atâtea de făcut. Și avem impresia câteodată, și poate ați avut și dumneavoastră ca și mine, că Enoch a fost un fel de om izolat de societate, care s-a retras din societate, care stătea doar și se ruga și doar încerca să se apropie de Dumnezeu prin disciplinele spirituale. Dar Biblia zice că Enoch a fost un om prezent în societate, sub responsabilitățile societății și vieții din vremea lui. De ce? Că n-a fi putut să scape de ele, pentru că Biblia spune că Enoch era ce? Era patriarh.
Ca și Avram, patriarh, ca și Iov, ca și Noe, ca și alții, era patriarh. Știți ce însemna a fi patriarh? A fi patriarh însemna a fi liderul unei familii numeroase. Și nu zic aici 5 sau 6, ci zic 50, 70, 80, poate câteodată 100, robi și roabe și copii și nepoți și strănepoți. Și în vârful lor era omul acesta pe nume Enoch, care în familia asta numeroasă trebuia ca să fie preot, profet, învățător, judecător, peste toți. El trebuia să zică, Dumnezeu zice să mergem încolo. El trebuia să oficieze ceremonia religioasă. El trebuia să împace oamenii când era un scandal și o neînțelegere. El trebuia să instruiască ce-i de făcut ca să fie plăcut lui Dumnezeu. Enoch îi un personaj peste care stau multe din responsabilitățile vieții de atunci. Peste toate, zice Biblia, că era și predicator. Nu că asta e scuza noastră. Cam umblat cu Dumnezeu, dar avem atâtea de făcut. Măi, frate, pastor, aș umbla eu cu Dumnezeu, dar copiii ăștia, dacă două secunde nu s-atem la ei, e pericol. Cum să umblu cu Dumnezeu? Când am o funcție, când am un job, când am o carieră, când uite ce vreau să fac și uite care e darul meu, când am atâtea de făcut, cum să mai umblu cu Dumnezeu? Biblia spune că sub toate acestea, Enoch a umblat cu Dumnezeu timp de 300 de ani și fiți atenți, a născut fii și fiice. Și vă spun că nu doar i-a născut, ci a crescut, i-a educat, i-a însurat, i-a măritat, i-a ajutat timp de 300 de ani. Nu s-a separat de societate, ci a umblat cu Dumnezeu. Ascultă-mă bine, există oameni și au existat oameni mai ocupați ca și mine și ca și tine, care au avut o relație cu Dumnezeu mai specială ca a mea și ca a ta, nu pentru că au avut mai mult timp, ci pentru că au avut mai multă disciplină ca și mine și ca și tine. Responsabilitățile vieții, răutatea lumii. Cu altă iluzia noastră este, dragii mei prieteni, cumva că lumea trebuie să ne ajute să fim sfinți. Mai putem noi fi sfinți dacă nu e lumea prea stricată. Dar dacă e lumea stricată, nu mai putem fi așa de sfinți. Știți cât de stricată a fost lumea în vremea lui Enoch? Atât de stricată încât Dumnezeu a ajuns la concluzia că trebuie ca să o șteargă de pe fața pământului. Citiți genealogia lui Cain, să vedeți. Știți ce apare acolo? Violență, crimă, idolatrie, poligamie, materialism. Asta era lumea în vremea lui Enoch. Lumea în vremea lui Enoch nu doar că era indiferentă față de Dumnezeu, lumea în vremea lui Enoch era împotriva lui Dumnezeu. Lumea în vremea lui Enoch, spune Iuda în versetul 14, că era o lume care bat jocoria pe Dumnezeu, pe minoritatea asta care era credincioasă lui Dumnezeu, și în mijlocul acestei lumi stricate strălucește cine? Enoch, care a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Și pe cât de stricată era lumea din vremea lui Enoch, pe atât de specială a fost relația lui Enoch cu Dumnezeu. A umblat cu Dumnezeu într-un mod așa de special, că Dumnezeu într-o zi a zis, Enoch, vin aici lângă mine. Dar eu ce scuză am în 2023? Dar tu ce scuză ai? Noi care ne ascundem în spatele paravanului și spunem, măi, e lumea stricată, niciodată nu a fost așa, a fost mai stricată. Încă Dumnezeu nu a distrus lumea asta. Înseamnă că Dumnezeu încă mai are răbdare, mai are bunătate. Încă Dumnezeu mai așteaptă ca unii să se pocăiască. În vremea lui Enoch a venit potopul. Ce înseamnă a umbla cu Dumnezeu? Avea credință și a fi consecvent. Haideți să vedem în continuare cum a început Enoch să umble cu Dumnezeu. Începutul umblării lui Enoch cu Dumnezeu. Vedeți, nu dintotdeauna a fost Enoch așa. Și Biblia zice foarte clar că această umblare a lui Enoch cu Dumnezeu a început, știți când? După nașterea lui Metusala. Asta mi s-a părut fantastic de interesant. Nu dintotdeauna. Biblia zice că pe la 65 de ani Enoch a născut acest copil și Dumnezeu îl dă primului întâi născut. Și după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Asta nu înseamnă că înainte a fost un om rău, ci înseamnă că atunci, în acel moment, ceva s-a întâmplat, că Enoch a luat în serios relația lui cu Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Sunt două variante. Unu, responsabilitatea părintească. Nu știu dacă ați realizat lucrul ăsta, poate cei care sunteți deja părinți ați realizat lucrul ăsta, dar în momentul în care ți se naște un copil, primul copil, începi să vezi altfel viața. Și am întâlnit oameni pe care
Venirea unui copil în familie i-a apropiat mai mult de Dumnezeu. Am întâlnit un om care mi-a zis: domnul pastor, în familia mea în care m-am născut, era violență, era scandal, erau înjurături, erau bătăi, nimeni nu credea în Dumnezeu. Așa am crescut și eu. Ei, zice, uite acum Dumnezeu ne-a dat un copil și aș vrea ca să mă pocăiesc. Îmi dau seama că trebuie ca să-mi schimb viața. Nașterea unui copil te pune pe gânduri. Nașterea unui copil îți deschide ochii. Nașterea unui copil schimbă lucrurile. Și există unii oameni pe care i-am cunoscut care în momentul în care Dumnezeu le-a dat un copil au început ca să vadă un pic altfel lucruri. De ce? Pentru că relația părinte-copil e o imagine a relației Dumnezeu-om. Vezi, când cineva are un copil, când deja îi la mijloc și un copil, deja cuvintele au o altă greutate, au o altă profunzime. Ați observat lucrul ăsta? Deja cuvântul tată are o altă profunzime. Când tu ești tată. Cuvântul fiu sau fiică are o altă profunzime. Când tu ai un fiu, când tu ai o fiică. Cuvântul încredere. Când vezi încrederea pe care copilul tău o are în tine, când vezi dependența copilului tău față de tine, când îți dai seama de iubirea ta față de copilul tău care nu ți-ar duce până oriunde. Vedeți, nașterea unui copil ne pune pe gânduri și îți dai seama că așa cum tu ai o relație cu acest copil, ai o relație și cu Dumnezeu. Tu ești un tată, dar în același timp ai un tată în cer, prin creație. Tu ești dependent de Dumnezeu, tu trebuie și poți să ai încredere totală în Dumnezeu, tu ești iubit de Dumnezeu într-un mod unic deja. Un copil schimbă lucrurile, mai ales că, dragii mei, frați și surori, părinți, copiii ne copiază. Reportofoane vii. Copiază tot, înregistrează tot. Copiază tot. Știi ce mi-a zis omul ăsta? Care mi-a zis că vrea să se pocăiască? Mi-a zis, aș vrea ca să las un exemplu bun copiilor mei. De aici a început pocăința mea. Aș vrea ca copilul meu să zică, vreau să fiu ca și tata. N-aș vrea să zică ca și mine, atunci când eu am crescut. Știți, copiii dumneavoastră, știți că vă copiază? Nu știu dacă avem încă iluzia asta că ai noștri copii fac ce le zicem noi că trebuie să fac. Vreau să vă spun ceva. Ei nu fac. Ei fac ce ne văd că facem. Te văd că faci ceva, aia fac și ei. De aceea, un exemplu bun valorează mai mult decât 1000 de predici. Nu le predica, arată-le. Tu le zici, măi, e importantă biserică, dar tu nu mergi. Tu le zici, bă, e important să te rogi, dar ei niciodată nu te-au văzut că te-ai rugat, sau rare ori. Tu le zici, bă, e important să citești din Biblie, dar el nu te-au văzut cu Biblia în mână. Tu spui, e important cu tare lucru, dar niciodată nu te-au văzut. Copiii noștri necopiați. Oare de asta Enoch, în momentul ăsta în care devine părinte, cumva îi trezit? Știți ce zice Biblia despre Enoch? Că a avut un strănepot pe nume Noe și se repete pentru a doua oară și de doar de două ori apare în Biblie expresia asta. Biblia spune despre strănepotul lui Enoch, Noe, că Noe umbla cu Dumnezeu. Unde a văzut? Vă spune la cine? La străbunicul lui Enoch. Enoch lasă un exemplu, Enoch lasă o cale, Enoch lasă o cărare. Noe umbla cu Dumnezeu. Ce important e că Enoch a umblat cu Dumnezeu, că prin Noe Dumnezeu salvează omenirea. Ce important e un exemplu bun. Dar mai există aici o altă variantă. Și anume că e foarte posibil că atunci când s-a născut Metusala, Enoch să fi primit o revelație. Și cuvântul Metusala, numele Metusala, e un nume special, înseamnă, acum sunt diferite discuții pe baza acestui nume, dar ideea, toți comentatorii în general sunt de acord, că Metusala înseamnă când el moare, vine judecat. Se naște acest copil, primul copil în familia lui Enoch, și Dumnezeu îi zice lui Enoch așa, Enoch, îl vezi tu pe copilul ăsta, când el moare, vine judecat. Și cumva Dumnezeu îl înștiințează pe Enoch că va fi un moment în care Dumnezeu se va judeca cu lumea, că va aduce judecata, va aduce potopul și într-adevăr anul morții lui Metusala este exact anul în care vine potopul peste mire. De unde? Se poate face un calcul foarte simplu, știu. Toată lumea face calcule, e la modă calculele astea apocaliptice și ciudate, dar asta e un calcul de bun simț și simplu.
pe care oricare dintre voi îl puteți face acasă. Dacă luați ultimele trei personaje înainte de potop, și anume Metusala, Lamech și Noe, și o să adăugați vârstele pe care ei le-au avut când li s-a născut primul copil, și Biblia spune foarte clar că s-a născut la fiecare primul copil, și dacă adunați pe lângă asta încă 100 de ani cât a durat momentul în care i-a vorbit Dumnezeu lui Noe și cât a construit corabia și a așteptat să vină potopul, 100 de ani, știți cât e exact? 969 de ani. Cât a trăit Metusala? Metusala a trăit 969 de ani. Și ce m-am dat seama? Că toată lumea știe că Metusala a trăit cel mai mult. Prea puțin știu de ce a trăit Metusala cel mai mult. Știți de ce? Pentru că Metusala este împlinirea profeției pe care Dumnezeu i-o face lui Enoch. Dumnezeu îi zice lui Enoch: Enoch, îl vezi? Când el moare, vine sfârșitul, vine judecată. Când el moare, vine pedeapsa. Și Dumnezeu îl lasă pe copilul ăsta, pe nume Metusala, să trăiască cel mai mult dintre toți. Știți de ce? Să le dea ocazia tuturor oamenilor care la trăiau atunci să se pocăiască. Știți ce îmi spune mie Metusala? Ala îmi spune că Dumnezeu e atât de bun încât e gata să aștepte 1000 de ani ca oamenii care vor să se pocăiască să se poată pocăi. S-au pocăit oamenii din vremea lui Enoch? Unii. Știți cine s-a pocăit? Enoch. Puneți-vă în situația lui Enoch. Să ai un copil și să zică Dumnezeu: îl vezi? Câte vreme e în viață, mai există și lumea. Ce efect ar avea asupra ta ca părinte? De fiecare dată când copilul s-ar îmbolnăvi, te gândi: acum e sfârșitul. De fiecare dată când copilul n-ar fi bine, te gândi: poate acum e sfârșitul la ușă. Enoch a crezut. Era clar, Dumnezeu îi vorbise, era convins. Câte vreme e în viață, mai am în răbdare. Câte vreme e în viață, mai e ușa deschisă. Câte vreme e în viață, oamenii se mai pot pocăi. Câte vreme e în viață, și-au trecut 100, 200, 300 de ani, Enoch pleacă, trec aproape 1000 de ani. Și după 969 de ani de când i-a vorbit Dumnezeu, vine în acel an judecata lui Dumnezeu. Nu mă mir că Enoch a început să umble cu Dumnezeu. Enoch a început ca să vadă că Dumnezeu e un Dumnezeu serios, care se va judeca cu păcatul, că există o nevoie urgentă în viața lui ca să se pună pe calea cea bună. Imaginează-ți ce efect ar avea asupra ta dacă ai fi convins că Dumnezeu îți vorbește despre asta și tu n-ai fi pocăit, n-ai fi mântuit, n-ai fi botezat, n-ar fi viața ta în regulă, n-ai avea siguranța mântuirii. Ce efect îngrozitor ar avea asupra ta? Enoch zice, după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Lumea nu l-a mai atras, n-a mai dorit bogățiile lumii, nu l-a mai interesat lucrurile din lume. Enoch a zis: vine sfârșitul, vine judecata, eu vreau ca să umblu cu Dumnezeu. Dar nici noi nu suntem departe. Oare noi nu știm că vine sfârșitul? Oare noi nu știm că vine judecata? Biserică Lumina, nu știm că lumea va fi scufundată într-un potop de foc? Nu zice Biblia că cerul și pământul se va face ca un sul înaintea lui Dumnezeu? Nu scrie asta în Scriptură? Nu știm că vine sfârșitul? Da, poate nu prinde sfârșitul lumii, dar fie că se sfârșește lumea, poate mă sfârșesc eu. Poate vine un moment în care Dumnezeu zice: gata, vino acasă. Fie că vine sfârșitul, fie că la un moment dat vine sfârșitul meu personal, fiecare știm că vine. Și ce trebuie să facem fiecare dintre noi? Să spunem: Doamne, vreau ca și Enoch să umblu cu Tine. Și zic: amin. Doamne, ajută-mă să umblu cu Tine. Pentru că Biblia spune că va veni un moment când cerul și pământul vor fugi dinaintea lui. Ajută-mă, Doamne, ca să umblu cu Tine. Enoch, după nașterea lui Metusala, a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Și Dumnezeu a așteptat aproape 1000 ca oamenii să pocăiască. Mai există aici un motiv sau o lecție, a treia lecție. Finalul umblării cu Dumnezeu. Hai să ne uităm un pic la a treia idee. Acest mare om al lui Dumnezeu are parte de un mare final, un final neașteptat și special. În loc să moară, ce face Dumnezeu? Dumnezeu îl mută din viața asta. Și Biblia spune foarte clar, versetul 5 din Evrei 11: prin credință a fost mutat Enoch. Așa de interesant e cuvântul ăsta, a fost mutat. Înseamnă a fost trecut peste, a fost dus
peste. Știți la ce ne duce cu gândul? Ne duce cu gândul la faptul că atunci când Enoch a ajuns la malul acestei vieți, între viața aceasta și viața de dincolo, există un râu. Asta e imaginea, numit moarte. Și când Enoch a ajuns la malul acestei vieți și trebuia ca să treacă prin moarte, a venit Dumnezeu și Dumnezeu ce a făcut? Dumnezeu l-a mutat. Dumnezeu l-a trecut peste. Fantastic. Doar doi oameni au fost mutați de Dumnezeu peste acest râu numit moarte. Enoch și Ilie. Din toată istoria omenirii. Dar mai există aici un cuvânt. Zice așa. Nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. L-a luat Dumnezeu. L-a smuls Dumnezeu. Și a întins după el Dumnezeu mâna și l-a luat. Știți cum l-a luat? Cu întreaga ființă. Trup și duh l-a luat. De obicei, trupul ajungea în groapă. Țărână ești și țărână o să te faci. Dar când a venit vorba de Enoch, Dumnezeu a văzut că ajunge la malul acestei vieți și Dumnezeu din veșnicie și-a întins mâna și l-a luat trup și duh. Nu i-a mai lăsat trupul să putrezească în țărână. L-a luat Dumnezeu. L-a luat întreg. L-a luat vizibil, probabil. De unde știu că a fost vizibil? Că cineva a văzut, cineva a știut ce s-a întâmplat cu el. Așa cum l-a luat pe Ilie. Vă amintiți de Ilie? Oare să fi fost cai și care de foc? Ca și în cazul lui Ilie să fi fost altceva? Nu știu. Dar Biblia zice că oamenii l-au căutat. Dacă veți citi ce spune Evrei, zice că n-a mai fost găsit. Ca și pe Ilie. Au mers ucenicii fiii prorocilor să-l caute și nu l-au mai găsit. Am văzut că l-a luat, dar poate l-a dus. Nu l-a luat de tot. Trup și duh. L-am căutat, dar nu l-a mai găsit. De ce? E asta e, așa e? Întrebarea, de ce? De ce l-a luat Dumnezeu? Ce-a vrut Dumnezeu să învețe pe ei atunci și poate și pe noi astăzi? Știți ce-a vrut Dumnezeu să învețe? Trei lucruri. Unu, că există o viață după moarte. Oare să fi crezut oamenii din vremea lui Enoch că nu mai există viață după moarte? Oare chiar atât de adâncă să fi fost necredința lor încât au zis, măi, de murit, vedem că se moare? Dar dincolo de moarte nu mai vedem nimic. Oare atât de repede, după câteva sute de ani, să-și fi pierdut chiar și credința în viața de dincolo, în veșnicie, în eternitate, încât Dumnezeu trebuie ca să facă un gest din asta, îl ia pe omul acesta duh și trup, i-au căutat trupul, nu l-a mai găsit, de ce? Pentru că Dumnezeu l-a dus în lumea lui să le arate ce? În urmă cu mii de ani, acelor oameni, acele generații, că există după viața aceasta ceva, tu crezi? Că există după materie ceva care nu e material? Că există o lume la fel de reală ca lumea asta, dar care nu este ca și lumea asta? Crezi acest lucru? Că moartea nu e sfârșitul? Biblia zice că l-a luat pe Enoch, duh, trup. Dumnezeu l-a dus în lumea lui să le arate, există ceva dincolo de moarte. Mai există un motiv aici. Să le arate că există o răsplată, că nu-i tot una. Biserică Lumina, vreau să spun, nu-i tot una. Nu-i tot una că umbli cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Nu-i tot una că ești consecvent sau nu ești consecvent. Nu-i tot una că ești credincios sau nu ești credincios. Nu-i tot una că îți permiți să mergi pe tot felul de cărări și apoi vii din nou la Dumnezeu când ai probleme, sau mergi cu Dumnezeu și prin vreme bună și prin vreme grea, și când e greu și când e ușor. Nu-i tot una. Știți de ce îl ia Dumnezeu? Să le arate lor și să ne arate și nouă în 2023 că există o răsplată. Dacă Enoch n-a trăit ca ceilalți oameni, n-a murit ca și ceilalți oameni. Dacă i-a dus plăcere lui Dumnezeu, Dumnezeu a zis, am să fac acest lucru, pentru că mi-ai dus plăcere prin viața ta, să te feresc, să nu guști moarte. Vreau să spun, există o răsplată, de aceea l-a luat Dumnezeu. Tu știi că există o răsplată? Știi ce mi se pare șocant? Că l-a luat Dumnezeu de tânăr, de 365 de ani. Știu că sună ciudat. Dar nu putea Dumnezeu să lase să trăiască 1000 de ani? Putea? Putea. Putea să lase 800? Putea. Îl ia la 365 de ani. Am fi zis noi tineri. Știți de ce? Să ne arate nouă că scopul vieții nu-i viața în sine.
Cum în 2023 asta zice? Viață lungă, să fiu sănătos, învață-mă, doctore, să trăiesc cât mai mult. Scopul vieții nu-i viața în sine. Care-i scopul vieții? Să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, să ai o relație cu Dumnezeu cu adevărat, să-I faci plăcere lui Dumnezeu, să ai credință, să fii consecvent. Și dacă ai împlinit aceste lucruri, oricând se termină viața ta, n-ai plecat prea devreme. Oricând se termină viața ta, n-ai pierdut nimic. Scopul vieții nu-i viața în sine. Scopul vieții e să ai o relație cu Dumnezeu. Dacă la 18 ani se întâmplă, n-ai pierdut nimic. Dacă la 40, n-ai pierdut nimic. Dacă la 32, n-ai pierdut nimic. Enoch, Dumnezeu îl ia după 365 de ani ca să ne învețe că nu contează viața lungă, ci contează viața lângă Dumnezeu. Dar mai este aici un motiv. Și vreau să vă spun și pe asta. Știți că Enoch profețește despre Iisus? Știi ce zice Enoch în Iuda 14? Zice, pentru ei a prorocit Enoch când a zis, iată a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi. Când a venit? Nu a venit după cum profețește aici Enoch. Va veni. Știți când va veni? La final. În urmă cu mii de ani Enoch a profețit că vine vremea când vine trimisul lui Dumnezeu. Vine Domnul pe norii cerului cu zeci de mii de sfinți. Și atunci biserica, credincioșii, cei care îl iubesc pe Dumnezeu, care vor fi în viață când Domnul vine pe norii cerului, știți ce se va întâmpla cu ei? Exact ce s-a întâmplat cu Enoch. Zice Pavel foarte clar, vă zic o taină, zice el, vă zic un secret și spuneți la toată lumea, nu vom adormi toți, adică nu vom muri toți. Unii vor fi în viață când va veni Domnul. Nu știm care, nu știm câți. Dar zice, toți vom fi schimbați. Cum? Așa cum a fost Enoch. Nu știu dacă și dumneavoastră vă gândiți la ce astfel de momente. Când va veni Domnul, unii vor fi plecat de lângă noi, mama, poate tata, cei dragi, unii vor fi în viață. Și Biblia zice, în acele momente nu va trebui să te temi. Când va suna trâmbița, când se va auzi ridicarea la cer, că e vremea să se arate Hristos, în acele momente nu trebuie să te sperii. De ce? Nu toți vom muri, dar toți vom fi schimbați. Asta zice Apostolul Pavel, aș vrea ca trupul ăsta să fie îmbrăcat peste el cu celălalt trup de slavă. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Tu umbli cu Dumnezeu? La 18 ani umbli cu Dumnezeu? La 28, la 42 umbli cu Dumnezeu? Dacă nu umbli, de ce nu umbli? Știi de ce poți umbla cu Dumnezeu? Pe pământ poți umbla cu Dumnezeu pentru că într-o zi Dumnezeu a venit pe pământ să umble cu tine. Emanuel, Dumnezeu cu noi. Hristos, Dumnezeu îmbrăcat cu hainele noastre. Iisus, stând la mesele noastre, îmbrăcat cu hainele noastre, călătorind pe drumurile noastre. Dumnezeu în urmă cu mii de ani, Enoch umbla cu Dumnezeu, efectiv, nu-L vedea, prin credință, consecvent, în vreme bună, vreme grea, umbla cu Dumnezeu. După mii de ani, iată că a venit Fiul lui Dumnezeu, cuvântul s-a făcut trup și a venit și a locuit printre noi, ca tu să poți umbla cu Dumnezeu. Știi ce zice Biblia? Dacă dai înapoi celălalt verset, celălalt slide, zice Biblia Bisericii din Sardes în felul următor. Ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Există o răsplată. Umblarea cu Dumnezeu nu se termină la 80 de ani, la 38. Biblia spune că vom ajunge pe țărmul veșniciei. Dumnezeu va zice exact cum facem noi aici la botez. Am un rând de haine albe, nu știu ce înseamnă asta, nu știu ce fel de slavă este, nu știu ce fel de glorie este, dar Dumnezeu zice, dacă ai umblat cu mine pe pământ, vreau să umbli cu mine și aici în împărăția mea. Vrei să umblați cu Domnul în ziua aceea? Biserică Lumina, vrei să umbli cu Domnul în ziua aceea îmbrăcată în haine albe? Vrei? Umblă de acum.